Avem o nouă informație de ultimă oră. Cetățenii ucraineni care părăsesc Israelul vor ajunge în România. În total vorbim de 207 cetățeni ucraineni, printre care și 63 de copii, care au părăsit Tel Avivul cu destinația București. Colega mea, Elena Predoiu, vine cu mai multe detalii. Bună dimineața, Elena, te ascultăm! Bun găsit, doamnelor și domnilor. Așadar, 207 cetățeni ucraineni cu 63 de copii inclus în acest număr, au reușit să plece din Ucraina, iar alți 155 de ucraineni vor avea un alt zbor programat spre Cluj în România. Astfel, au reușit să plece o parte dintre cei care se aflau acolo, deși sunt diferite aceste două războaie din Ucraina și Israel, pentru că cei din Ucraina au încercat să plece tocmai din războiul din Ucraina. Au și lucruri în comun cele două războaie, mai ales când vine vorba de drame și durere. Spre exemplu, pe Twitter circulă o serie de două fotografii postate de rabinul șef al Ucrainei cu cei doi nepoți ai lui. Sunt două fotografii postate, în prima dintre ele cei doi copii se ascundeau în Ucraina în adăposturi, iar în cea de-a doua aceeași situație, numai că se întâmplă în Israel. Așteptăm așadar următorul zbor, care este programat pentru astăzi, cu cei 155 de ucraineni care trebuie să ajungă în Cluj, în România, din Israel.